lumina în întuneric. Mulți dintre dumneavoastră urmăriți în prezent canalul Alfa Mega TV, dar să știți că primul nostru proiect a fost să trimitem programe creștine de televiziune la stații seculare, locale, regionale de televiziune din România. După 1990 s-au lansat în România numeroase canale de televiziune locale sau regionale urmărite îndelung de români. Însă programele difuzate prezintă intens violență, sexualitate și vești negative. Este nevoie de o alternativă curată în acest mediu foarte folosit de români pentru a duce lumina Evangheliei în casele lor. Cu mult înainte de a apărea canalul Alfa Omega TV cu emisie permanentă, din 1994 și până azi, distribuim lunar programe creștine la stații comerciale nereligioase din întreaga țară. Proiectul a crescut în timp, iar azi Alfa Omega TV trimite programe la peste 30 de stații TV seculare din întreaga țară. Este un proiect media inedit de evangelizare și răspândirea valorilor creștine la nivelul Europei. Alfa Omega distribuie aceste programe pentru stațiile de televiziune din țară ca o alternativă la ceea ce există pe piață la ora actuală. Programele pe care Alfa Omega le distribuie sunt programe non-VHS, adică fără violență, fără horror și fără sex. Sunt programe curate. Alfa Omega ține la educarea tinerei generații și nu numai, în spiritul valorilor moral creștine. Noi vrem să facem misiune prin media, adică să aducem Cuvântul lui Dumnezeu în casele oamenilor, dar și prin, și promovând aceste valori moral creștine, de care lumea poate că a uitat. Este important ca acest proiect de distribuție de programe la stațiile TV să continue. De ce? Foarte simplu. Pentru că poate că sunt zone în care oamenii nu prind acest canal, Alfa Omega TV, sau poate pur și simplu nu vor să se uite la el. Dar, accesând postul lor local, dau de un program de la Alfa Omega TV și își schimbă optica, schimbă părerea. Programele Alfa Omega TV pot fi urmărite astfel de creștini sau de persoane necredincioase, care altfel nu ar avea acces la programe curate sau nu s-ar uita la canale creștine. Eu am BG, acolo am un program pe Neptun TV în fiecare sâmbătă și duminică dimineața. Este Alfa și Omega, o oră sau o oră jumate. Este câte o mărturie, este câte un film de credință. Deci foarte, foarte important. Atât am căutat până am găsit ceva totuși. Cred cu toată tăria că Alfa Omega TV este o lucrare și aș compara-o cu acel izvor care poate țâșni în pustiu. Pentru că de multe ori în multe zone ale țării unde Alfa Omega TV este acest canal este difuzat, acolo izvorul de viața lui Dumnezeu curge prin, de multe ori prin televiziuni care preiau emisiunile la Alfa Omega TV. Am o altă bucurie mare pentru că în casele noastre au început o lucrare divină duminica de la ora 13 la 14, apoi de la 16 la 18 și sâmbăta, iarăși de la 14 la 15. Televiziunea locală, da, Tete Târgu Mureș transmite această lucrare dumnezeiască, divină. Soțul meu nu este întors la Domnul, nu este încă botezat, n-a făcut legământul și se uită la televizor la alte emisiuni. Dar am spus așa, duminica, sâmbăta și duminica, la cele ore când este emisiune creștină, se uită și el. Și Domnul i-a schimbat inima foarte mult. Credem că Dumnezeu va lucra să ajungă în fiecare oraș, să se poată vesti Evanghelia. Și cei care n-au auzit cuvântul lui Dumnezeu să poată să aibă ocazie să audă cuvântul Domnului. Alfa Omega. Fii parte și tu. Susține financiar acest proiect și ajută-ne să ducem Cuvântul lui Dumnezeu în casele multor români prin aceste stații de televiziune locale. În 1994, cu mult înaintea începerii emisiei canalului Alfa Omega TV, a luat naștere primul proiect al lucrării de media Alfa Omega, distribuirea de programe creștine pe alte stații TV comerciale din întreaga țară. Alături de partenerii noștri, an după an am străbătut țara, vizitând numeroase stații TV locale și regionale care au apărut la vremea aceea în România pentru a prezenta acest proiect. Mi-aduc aminte că în anii
94, 95, 6, 7, la începuturile acestui proiect, în fond primul proiect al lucrării Alfa Omega TV, am călătorit săptămâni de rând, în întreaga țară. Urmat, zic eu, îndemnul Domnului în a realiza contacte, conexiuni cu directorii de televiziuni locale din întreaga țară. Mi-aduc aminte că în acea vreme, alături de mine, venea în vacanțele anilor acelora Walter Cast, un prieten drag nou, ca un tată spiritual pentru mine, un misionar, parte din Campus Crusades for Christ Elveția și cu ajutorul Domnului și a lui și a oamenilor ca el, am reușit să extindem lista de orașe de televiziuni locale din România care au preluat programe de la Alpha Omega TV. We established a media ministry among the umbrella of Campus Crusade for Christ. It was called New Life Network. It was a television agency. And we tried to place interesting programs to secular TV stations. And one day I got an email from a person called Tudor Petan from Romania, and he wrote to me on this email that he wants to have every program which are available in our company. So I was a little bit suspicious and I grabbed the telephone, because on the email it was a telephone number, and I said to this person, I would like to know you a little bit better, because how did it come that you want to order every program which is available in our company? And then he said, you know, I'm a businessman, I have a company, we are selling hardware for cable companies in Romania. And since I became a Christian, I want to sell not only the hardware, but also the software. So I need programs. Please help us. So I knew in my heart, I have to go to Romania to meet this person. And this was the reason I planned a trip to Romania and get to know Tudor here in Timișoara. I have to say that Alpha Omega and their request helped also our company, because we could challenge producers from all over the world to make their programs available to help Romania. Because we could report that these programs have touched so many lives. We got good reports what the programs have done in this country and how they were a blessing for so many people. So this helped us as well to develop, and we had at the end more than 2,000 programs in our catalog, and most of them were translated in Romanian language now. I realized that step by step Alpha Omega was built up in a very influential ministry, and through his contacts all over the world, also to an international dimension. Am început proiectul în 1994, pornind de la puțin, cu câteva programe traduse și trimise la o mână de stații, dar în timp colaborarea s-a adâncit. De-a lungul timpului am trimis programe creștine la stații TV diverse, cu emisie în eter sau prin satelit, prin platforme IPTV, prin cablu cu impact local sau cu acoperire zonală ori națională. În prezent, peste 30 de stații locale și regionale nereligioase din România și Republica Moldova beneficiază de programe de la Alpha Omega TV. Cu multe din aceste televiziuni colaborăm de 10-20 de ani. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru colaborarea îndelungată de aproape 25 de ani, timp în care postul nostru de televiziune a difuzat programe, filme, documentare, desene animate, foarte urmărite de telespectatorii noștri. Tocmai de aceea, dorința noastră este să continuăm colaborarea, să fiți alături de noi, pentru că telespectatorii își doresc să vadă în continuare programe de succes, programe de calitate, așa cum sunt cele pe care dumneavoastră ni le-ați furnizat în timpul celor 25 de ani. Colaborăm de foarte, foarte mulți ani, de 14 ani, cu Banat TV din Banatul de Munte. Iar o parte din profesionalismul, din seriozitatea și implicarea dumneavoastră ni le-ați transmis și nouă. Vă mulțumim pentru acest lucru. Colaborarea îndelungată dintre Mușcel TV și Alfa și Omega mi-a oferit calitate și diversitate. Pornind de la programele pentru copii, programele muzicale, programele de divertisment,
documentare, filme artistice, talk-show-uri realizate în studio, toate au un numitor comun: profesionalism. O televiziune regională este urmărită zilnic de aproximativ 10% din populația orașului sau județului respectiv. Programele de la Alpha Omega TV sunt adesea difuzate în prime time. Distribuim în medie 20 de ore lunar de programe creștine, filme, documentare, desene animate, știri, mărturii și talk-show-uri. Toate programele noastre prezintă aspecte felurite ale Bibliei, ale vieții spirituale, reflectă realități din România de azi, din perspectiva contemporană. Prin programele creștine distribuite prin stații TV comerciale nereligioase, Cuvântul lui Dumnezeu ajunge la oameni care nu ar urmări niciodată un canal creștin. Am vizitat o stație căreia îi oferim programe de ani buni, Eveniment TV Sibiu. Suntem la sediul televiziunii Eveniment TV Sibiu. Mulțumesc, domnul Călin Alin, că ne-ați primit. Prin programele noastre prin care promovăm valori din zona de educație și morală creștină și din zona de principii, de valori, cam acest lucru îl aducem noi ca parte, ca participare în oglinda de programul unei televiziuni comerciale cum este a dumneavoastră. Cum folosiți programe? În ce zonă? Cam ce categorie de programe plac publicului din Sibiu? Noi mergem cu programele dumneavoastră undeva în orele prânzului, pentru că sunt niște programe ușor digerabile și sunt, într-adevăr, o oră prânzului, a oamenilor când ajungi acasă, când ai terminat munca, e bine să te liniștești, cel puțin o oră sau două. Și atunci acolo utilizăm ceea ce ne oferiți dumneavoastră. Avem Avamondul Creștin, care ne place foarte mult, Calea, Adevărul și Viața. Avem niște filme foarte bune pe care le utilizăm din partea dumneavoastră și feedback-ul este unul pozitiv. N-am avut niciodată interferențe negative cu publicul din cauza produselor pe care le furnizăm. Ne bucurăm de ele, le urmărim și noi. Chiar și eu, în timpul meu liber, dacă apuc la ora 15-16 să fiu în fața televizorului, urmăresc ceea ce difuzăm din partea dumneavoastră. Și chiar înainte de a face această înregistrare, mi-a spus, dați-ne mai multe filme. Da, pentru că avem nevoie de filme artistice. Pe care noi da. Le pregătim, le subtitrăm la studio Alpha Omega TV și multiplicând avem la dumneavoastră. Noastră, da. Persoana, ce vă place? Vă uitați la Mapamont Creștin? Mă uit la Mapamont Creștin, da. Într-adevăr, și vezi, încerci să afli lucruri care trebuie privite, actualitatea care trebuie privită și din alte perspective, nu doar din perspectiva pe care o vedem la toate celelalte posturi de televiziune. Mi-a spus că mai nou sunteți recepționați și în alte părți. Da, avem o distribuție foarte, foarte bună acum. Am început să transmitem semnal digital către operatorii de cablu și asta îi bucură și pe ei, pentru că și calitatea produsului este alta. Și atunci ei au început să ne distribuie din cablist în cablist, să ajungem să acoperim zone importante din județul Mureș, din județul Alba, chiar și în Cluj, zona Turda, ne ducem și către Arad, către Nădlac, zona aceea de graniță. Sunt zone pe care le acoperim foarte, foarte bine. Feedback este și din partea aceea, categoric nu la fel de mare ca cel din Sibiu, din județul Sibiu, unde chiar facem produse pentru locuitorii acestui județ, produse media. Alpha Omega. Fii și tu parte, donează pentru acest proiect, pentru a putea să transmitem lunar cele 20 de ore de programe creștine unei stații TV regionale, comerciale, avem nevoie de doar 10 euro pe lună. Donează pentru ca sute de mii de oameni să poată vedea programe creștine pe aceste canale TV nereligioase din România. Pentru a trimite aceste programe creștine în fiecare lună, echipa noastră lucrează cam o săptămână pentru a menține contactul permanent cu toate stațiile TV partenere și a le pregăti și trimite programele. Coordonatoarea acestui proiect încă de la început este colega noastră Cristina Suciu. Pentru a putea trimite lunar aceste programe către stațiile de televiziune, ce facem? Urmărim termenii contractuali, pregătim programele, le pregătim pentru a fi transmise fie online, fie în varianta DVD, ca ei să aibă acces ușor la aceste programe. Fie le descarcă din online, fie primesc direct prin curier rapid pe DVD. Le pun în grila lor de program și le difuzează pe post în funcție de această grila. De peste 25 de ani, acest proiect este susținut cu credincioșie, meticulozitate și dedicare datorită impactului bun pe care îl are asupra telespectatorilor și al încrederii construite între Alpha Omega TV și televiziunile partenere. Am primit o serie de opinii în mai multe rânduri de la mulți directori de stații de televiziune cu care noi lucrăm, care ne-au spus că sunt mulțumiți. Sunt foarte mulțumiți de programele noastre, le difuzează cu drag, așteaptă să le mai dăm și că au primit
primit din partea telespectatorilor lor opinii favorabile și audiența lor a crescut în urma acestor difuzării acestor programe. Acest proiect a început în anul 1994 și durează și în ziua de astăzi. Este un proiect al nostru de suflet. Incredible. When I remember how little they started with how, let's say, poor equipment and what you can see today, it's amazing. I just would like to say, plan your seed in this ministry and it will grow and not only be a blessing to Alpha Omega, but a blessing to your life. Because it's a kingdom principle. If you plant a seed, it will grow and it will bless others. So bless Alpha Omega with your contribution. It can be a prayer, it can be financially, it can be that you help in any way Alpha Omega, but it's a ministry which God will use to bless Romania. Alpha. Fii și tu parte, donează pentru acest proiect media. Cu doar 10 euro pe lună pot susține distribuirea și difuzarea de programe creștine pe o stație de televiziune locală sau regională din România. Prin această sumă mică, zeci, chiar sute de mii de oameni din raza localității în care aceste canale de televiziune nereligioase emit pot auzi cuvântul lui Dumnezeu. Implică-te și tu alături de noi. Roagă-te, donează! Am urmărit împreună un reportaj despre proiectul nostru media prin care furnizăm din 1994 numeroase programe creștine la stații de televiziune locale și regionale din România. Acum haideți să ne uităm la câteva aspecte actuale concrete și să urmărim împreună câteva statistici privind acest proiect. Alpha Omega TV furnizează programe creștine la peste 30 de stații comerciale seculare din România. O stație comercială regională acoperă aproximativ 10% din populația orașului sau a județului respectiv. Fiecare stație afiliată i-am trimis în medie 20 de ore de programe creștine lunar. Filmele, desenele, documentarele, emisiunile și știrile creștine de la Alpha Omega sunt programate adesea în prime time. Audiența medie a televiziunii partenere Nașul TV, care difuzează programe de la Alpha Omega TV, este de 1946 de persoane. Audiența medie a televiziunii partenere Neptun TV este de 1557 de persoane. Audiența medie a televiziunii partenere TV Sud-Est este de 1169 de persoane. Audiența medie a televiziunii partenere Eveniment TV este de 10% din populația județului Sibiu. Audiența medie a televiziunii partenere 1 TV Piatra Neamț este de 9,6% din populația județului Neamț. Alpha Omega. Am urmărit împreună un reportaj despre proiectul de distribuire programe creștine pe stații de televiziune locale și
regionale din România. Acest proiect l-am început în 1994. A fost primul nostru proiect, proiectul cu care am început lucrarea noastră de media creștină în România. Și pentru foarte mulți ani, până în 2006, practic 12 ani, acesta a fost pentru noi principala modalitate prin care am distribuit conținut creștin în România. A fost pentru noi și o școală, am crescut împreună cu acest proiect. Mi-aduc aminte că împreună cu Walter Cast, care ne-a fost și ne este un tată spiritual, am străbătut vară după vară orașe din România. Am stabilit contacte cu directori de stații de televiziune din numeroase orașe. Am construit așa, oraș cu oraș, rețea cu rețea, televiziune cu televiziune, acest sistem de televiziuni locale și regionale, pe care și în prezent îl folosim pentru distribuirea de conținut. Desigur că mulți dintre dumneavoastră ne urmăriți și ne percepeți prin canalul de televiziune Alfa Omega TV sau prin site-ul nostru sau prin canalele de social media, dar această modalitate prin care și în prezent distribuim conținut creștin la stații comerciale, nereligioase din România, este ceva important, este ceva unic. Numeroși prieteni, parteneri din media creștină internațională au fost foarte bucuroși și au fost surprinși, au fost uimiți de modalitatea prin care Dumnezeu folosește Alfa Omega an după an pentru a distribui pe canale necreștine, nereligioase, conținut creștin cu importantă încărcătură spirituală. Și vreau să spun că, așa cu o amintire personală, în decembrie 2005, când ne-am înfățișat la CNA pentru a susține proiectul de licență pentru canalul Alfa Mega TV, n-a fost nevoie să susținem prea mult, să vorbim prea mult despre Alfa Mega, ce vrea, ce își dorește, ce este, pentru că chiar de la început, directorul Consiliului Audiovizualului, președintele din acea vreme, Ralu Filip, mi-a spus: domnul Pețan, nu trebuie să susțineți proiectul acesta prea mult pentru acest canal nou, Alfa Mega TV, un canal de spiritualitate nou, pentru că știm despre dumneavoastră, v-am văzut ani de zile pe numeroase canale de televiziune din România cu programe educative, programe speciale care au schimbat ceva în audiovizualul din România. Și îmi face mare plăcere să știu, să constat că acum, după 25 de ani de zile, acest proiect, primul nostru proiect de suflet, prin care Dumnezeu a îngăduit să distribuim conținut creștin în numeroase orașe, acest proiect continuă și acum și este pe lângă canalul Alfa Omega TV, pe lângă tot ce facem noi ca distribuire de conținut pe social media, pe internet, pe lângă partea de publishing, rămâne un proiect important, un proiect de bază. Cred că prin aceasta Dumnezeu chiar, cred că într-un fel dublează audiența canalului Alfa Omega, dublează audiența și distribuirea de conținut față de ceea ce dumneavoastră poate percepeți prin canalul de televiziune Alfa Omega TV. De multe ori spun, cineva care ne urmărește pe un canal local poate stă mai mult în fața unui canal de televiziune local decât ar fi tentat să urmărească un canal național din multitudinea de canale care apar acum în România. Mulțumesc că sunteți alături de noi, mulțumesc că înțelegeți acest lucru, acest proiect, chiar dacă nu este atât de spectaculos, chiar dacă nu putem avea statistici despre difuzări, despre ore de difuzare. E un proiect important prin care Cuvântul Dumnezeu ajunge în sufletul și inima a milioane de români. Legat de acest proiect, început de noi acum 25 de ani, provocarea mea este pentru dumneavoastră. Fiți alături de noi, rugați-vă ca acest proiect să țină cât mai mult, să dureze cât mai mult, să fie uși deschise în continuare în toate orașele din România. Cu 10 euro pe lună putem să alimentăm cu peste 20 de ore de program o stație locală din România, indiferent unde se află, în Constanța, în Vaslui, în Sibiu. Fiți alături de noi, rugați-vă, fiți parte. Dumnezeu să vă binecuvânteze!